prieten, sunt eu prietenul vostru, Truli Povestitorul. Și astăzi vreau să ne jucăm de a poveștile încălcite. Chiar așa, voi ce poveste vreți să încălcim astăzi? Stați să mă gândesc eu pentru voi, poate îmi transmiteți voi mie gândurile voastre. Cred că știu! Haideți să ne jucăm cu povestea Scufița Roșie! Vă place? Da? Super, și mie îmi place. Mai ales că voi știți toată povestea Scufița Roșie și eu o știu. Și eu o cunosc foarte bine pe Scufița Roșie. Este chiar prietena mea. Nu mă credeți? Păi eu dacă o strig o să vină chiar aici. Vreți să vedeți? Bine, haideți că vă arăt. Scufiță Roșie! Scufiță Roșie! Hei, Scufiță! Da, Truli! Salutare! Hei, salutare, Scufiță! Chiar vorbeam cu prietenii mei despre povestea ta și despre tine. Of, îți mulțumesc, Truli! Da, vorbeam despre povestea ta, cum te-ai dus tu în pădure și te-ai întâlnit cu Hansel și cu Gretel. Nu-i adevărat, măi, Truli! Eu m-am dus în pădure pentru că m-a trimis mămica mea la bunicuță. Auleu, da, iartă-mă, m-am zăpăcit, ai dreptate, te-ai dus la bunicuța ta pentru că voiați să faceți o casă de turtă dulce. Nu, nu, nu! Vezi coșulețul ăsta? Da, îl văd. Ce e cu el? M-a trimis mămica mea la bunicuță să-i duc merinde pentru că era bolnăvioară și bătrânică și nu putea să iasă din casă. Ai dreptate, mi-am adus aminte. Da, tu te-ai dus la bunicuța ta să-i duci merinde pentru că nu putea să iasă din casă, dar ea stătea în casă cu cei trei purceluși. Mai, te-ai zăpăcit de tot! Cum să stea cu cei trei purceluși în casă? Stătea singură în casă. Aoleu, da, iartă-mă, chiar m-am zăpăcit de tot. Și tu ai plecat în pădure și te-ai întâlnit cu vulpea. Nu cu vulpea, cum cu vulpea? Of, mă doare capul de cât încurci tu poveștile astea. Nu cu vulpea. M-am întâlnit cu lupul. Ai dreptate, cu lupul prietenos? Nu era deloc prietenos. A vrut să mă păcălească. Și ce ți-a făcut? Păi, vrei să-ți spun ce mi-a făcut? Da, te rog să-mi spui. Mi-a spus să iau pe alt drum pentru că el știe un drum foarte, foarte, foarte rapid până la bunicuța mea. Dar ce să vezi, era un drum foarte lung. Tu vorbești serios? Da, vorbesc foarte serios. Și așa el a ajuns înaintea mea la bunicuța acasă. Știu! Și au început să se joace rempompii. Nu, din păcate nu. Știi ce a făcut? Ce a făcut? A mâncat-o pe bunicuța mea. Tu vorbești serios? Da, vorbesc foarte serios. Păi și tu ce ai făcut? Eu m-am dus eu repede la bunicuță și când am deschis ușa, ghici ce? Ce? Bunicuța mea nu mai arăta ca bunicuța pe care o cunoșteam eu. Adică bunicuța mea avea niște ochi foarte mari. Așa și? Păi da, da, avea și niște... niște colți foarte mari. Așa și? Păi și când am început să-i zic că nu mai seamănă deloc cu bunicuța pe care o știam eu, ce s-a întâmplat? M-a mâncat și pe mine! Tu vorbești serios? Da, vorbesc foarte serios. Păi și stai puțin, dacă te-a mâncat, cum ești aici lângă mine? Cum ai scăpat? Stai să-ți povestesc că abia acum vine partea interesantă a poveștii. Chiar te rog să-mi spui. După ce ne-am mâncat pe amândouă, cineva din pădure a auzit că noi două am fost mâncate și a dat de veste vânătorului să vină repede, repede, repede la bunicuța acasă ca să ne salveze. Și a venit? Da, a venit. A venit vânătorul și a reușit să ne scoată din burta lupului. Tu vorbești serios? Da, ne-a scos de acolo și așa ne-a salvat. Vânătorul este cel mai tare din lume, este un fel de supererou. Bravo, vânătorule, îți mulțumesc că ai salvat-o pe prietena mea Scufița Roșie și pe bunicuța ei. Chiar și eu o să-i mai mulțumesc o dată. Mulțumesc, vânătorule. Vânătorule, dacă te uiți la acest filmuleț, îți mulțumesc din suflet că ne-ai salvat. Și eu îți mulțumesc că le-ai salvat. Bravo! Hei, prieteni, dacă v-a plăcut povestea de astăzi, ne vedem și data viitoare să mai încălcim și altă poveste. Nu-i așa, Scufiță? Da, Truli, ne vedem și data viitoare. Pa, prieteni, la revedere!